Odată cineva a spus că pentru o faptă bună nu e necesar ceva mai mult decât să te uiți în jur și să te împarți cu ceea ce ai. Așa a și procedat un om al străzii din Londra, când Charlotte Ellis, de 22 de ani, și Taylor Walden au ajuns afară, într-o noapte geroasă, alături de el. În acea zi, pe vreme proastă, Charlotte și Taylor au venit împreună în Londra, la un eveniment important. Acesta s-a reținut și tinerii au întârziat la trenul de noapte. Când au ajuns în gară, au văzut cum acesta pleacă. Cuplului nu i-a rămas nimic altceva decât să aștepte îngerul cumplit următorul tren, care trebuia să vină peste 4 ore. Atunci, lor li se părea că această situație este cel mai mare ghinion din viața lor, fiindcă în hainele nu prea groase pe care le aveau, era greu să aștepți în gară, noaptea pe frig. Dar, în curând, situația a prins o întorsătură la care ei nu se așteptau. În timp ce perechea panica, discutând cauzele care i-au adus într-o situație ca asta, au auzit o voce masculină. Iar când s-au uitat în partea persoanei care le-a vorbit, nu și-au crezut ochilor. De ei s-a apropiat un om fără adăpost. Bărbatul pe nume Joey le-a propus haina și păturile sale. Luați astea, că azi e foarte frig și, după cum înțeleg, mai aveți mult de așteptat. După care el le-a întins un palton curat și niște pături. Bărbatul își amintea: când i-am văzut pe tineri în stație, mi-am dat seama deodată că ceva nu e în regulă. Ei erau panicați și nervoși. Le era frică să se afle acolo. Noaptea era foarte rece și am decis că trebuie să-i ajut. Desigur că tinerii de la început au refuzat propunerea necunoscutului, dar a trecut ceva timp și până la urmă au acceptat, fiindcă au înghețat până la oase. În acea zi, ei au stat de vorbă cu Joey. Au aflat că el este destul de educat și inteligent, doar că viața lui s-a aranjat așa că temporar el a ajuns pe stradă. Nu părea să fie genul care alege așa viață, ca și alți bețivi și leneși. Din contra, el spunea cu încredere că în curând va ieși din această situație grea și viața lui se va aranja. Așa și-au trecut 4 ore, aproape că fără să fie simțite. În compania lui Joey nu le era teamă să se afle la gară, noaptea. Când vedeau cum se apropie trenul, au luat o decizie importantă: să-l invite pe necunoscut la ei acasă, ca să poată să facă o baie, să doarmă în căldură și desigur că să mănânce. Ei considerau că așa e corect, să-i mulțumească anume în așa fel. Joey credea că ei glumesc, dar Charlotte a refuzat să plece fără el. Într-un final, el a mers la ei acasă, a făcut o baie și a mâncat. Dimineața era rușine să-i deranjeze cu prezența sa și, mulțumindu-le pentru tot, s-a întors înapoi la gară. Merită de menționat că Charlotte și Taylor înțelegeau situația și realizau cât de riscant este să inviți un om al străzii în casă, și însăși Joe înțelegea asta, de aceea era foarte timid și politicos. Astfel, el a mers înapoi la gară, iar seara cuplul a decis să-l viziteze și să-i aducă niște mâncare și haine calde. Un timp, ei l-au vizitat destul de des și s-au împrietenit fără să observe. După care, fata a și decis să povestească această istorie pe Facebook. Mii de utilizatori au dat share, emoționați de cele povestite. Desigur că s-au găsit și cei care au considerat că tinerii sunt nebuni. Charlotte a scris că oamenii judecă fără să știe detaliile. Tot de ce avea nevoie Joey este ca cineva să creadă în el cât de puțin. Nu putem să considerăm pe cineva rău doar pentru simplul fapt că a ajuns pe străzi. Ei sunt la fel ca noi. După cum ați înțeles, toată istoria nu s-a terminat aici. În curând, prietenii cuplului i-au dăruit lui Joey un telefon și haine noi, iar după 5 zile, Charlotte și Taylor l-au ajutat să-și găsească un job.
De atunci a trecut destul de mult timp, iar Joey s-a întors la o viață normală. El lucrează, are propria sa casă și mașină, dar cel mai important cu ce s-a ales în urma acestei istorii este o prietenie adevărată și puternică, care s-a creat între eroii poveștii de azi. Prieteni, ăsta a fost episodul de azi. După cum v-am spus, pentru o faptă bună nu e nevoie de mai mult decât doar să te uiți în jur și să te împarți cu ceea ce ai. Cum ați fi procedat voi? Scrieți-ne în comentarii! Și nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe!